apărut așa. Bine, hai, pe care îl vedeți voi? Hai, mă, pe aici, la asta, pe aici. Stați așa, stați așa, că trebuie să dau un mesaj, stați așa, două secunde. Ia uite, eu mai am încă asta lipită de mână. Mamă, ce ăla, mă? Cafe. Mamă. Stai întâi și întâi, hai că-ți dau și ție ceva. E. Am dat ceva să nu să vadă. Să meargă medicul. Bine, știi? Hai, da. Hai așa, întâi să-mi iau eu. Da, cred că acesta o să fie un episod. E și tu unul. Lasă. Haide-mă. Ia-mă și tu unul. Să fie, să meargă bine, să nu-ți mai aduce aminte. Da, mă, da, că... Hai. Așa. Da, un pic. Da, pe unde-i? Da. Două secunde, așa. Stai așa că s-ar putea să văd apartamentul. A, două secunde, așteptați. Așa nu. Ia-le pe ăla, bă, că elicopter. Te distrează, mă. Păi da, mă, că tu mi-ai dat mie trabucul de acolo. Ok, put. Unul medic. Da. Dacă vrei, fumează și tu. Nu, da, nu, și că ție... sunt aici, poate îmi vând acum asta și că poate îmi vând apartamentul. De, cu cât? Păi nu știu, ele 640.000 la stat. Acum să văd dacă oferă asta. Bine, poate dai cu 700. Hai că face și noi combinație. Trebuie să-l dau cu, cu mai mult, trebuie să-l dau cu vreo... Mult. Păi tu cât ai dat? Eu am dat 640.000, că l-am luat de la stat direct. Dar trebuie să iau mai mult ca să nu pierd din bani, că prea ei dar să fii român, am înțeles. Păi, să scoți de toate din el. De, mă înțelegi. Poate că ne-a făcut mai tine, n-ai făcut ceva. Să face cunoștință cu cactusul ăsta întâi. Da, da. Merg după aia cu tine? Trebuie să-mi agenția aia de vânzări, știi? Bine, bun. Mă, cât ai ăla ei? Merg după aia cu ăsta, mă. A? Nu, mă, că poate scoate mai mult și pentru noi. Ce crezi că ne dă și nu? E. Mai știi? Hai cu ei. E că trebuie să-mi agenția aia, știi? De la... De unul medic. Da. Dați că eu pierd 160.000 dacă îl vând. Am înțeles, păi de ce? Păi de ce? Păi nu, zic așa dacă îl vând la stat, că după aia trebuie să-l cumpere. Păi nu la stat, cine zice că la stat, ești nebun? Găsim noi persoane, una, două. Cu cât vrei, domnule, să-l vinzi, ia zi. Păi nu știu, stați așa, că aș vrea 750.000, 800.000, e bine? Păi ar trebui să iau undeva la 800.000 ca să nu pierd, că dacă îl vând odată la stat, pierd iau doar 75% din el. Păi da, da, nu o să-l vinzi la stat, îl vinzi la o persoană, cum ar veni. Păi da, dar mai întâi trebuie să-l vând la stat, că așa se face. Deci atunci trebuie să dea ăla care cumpără mai mult. Cel puțin cu vreo, nu știu, 100-200, chiar trebuie să fie mult. Hai coaie, că mergem noi cu tine dacă e și vorbim cu omul, îl combinăm, știi? Îl convingem. Așa. Combină. Și cum așa? Dă la papacioc să... Cred că avea nici ăla să lingă cactus. Frate, așa că vreau să mă întâlnesc cu el, lui zic cât îi dau, că așa față în față e mai greu puțin să mă refuzi. Da. Uite, de pe față, un alt. Păi când ești față în față se negociază mai mult, ești nebun, ridici prețul. Dar nu contează. Păi nu contează, ești nebun, scoți păi mai mult. Păi ridic eu prețul mai mult. Păi îl ridicăm noi, n-auzi că ne ocupăm noi. Bine, sigur, ia uite. Băi, tată, ne mai băgăm și de la noi, pula mea, știi? Zicem că pana mea, luxul pe care îl iei, îl ai în el. Da, să mergem, îi oferim și un tur, îi dăm de toate. Stați așa să fac și eu aici o cerere de aia, să ieși eu din tură, ca să fie frumos. Cel mai bine. Atunci vorba aia, să fim și apartamentul. Și asta e. Îți iei altul? Da, mă, da. Nu știu, am înțeles că a rulat acolo un apartament și cât de 1000 de kilograme sau ce treacu pe ăsta. Totuși. Dracule, poți să bagi, dar pe un, ce zonă e? E oraș. Zona plață apartamentul. Păi e bogat, a? Păi e medic, ce te miră? Trage și el pe dreapta cât poate. Să-mi trag una dacă săptămâna viitoare nu mă vezi în fața la fleca colegul ăsta. Păi de ce? Să mură de nu mă duc așa, mă duc la medici. Vrei să tragi pe dreapta și tu? Mai un rinic, mai o inimă, a? Nu, frate, știi care-i schema? Salvezi vieți.
Mai faci și Aha. bănuți între Păi... salariul de medici. Ai acolo un an, doi, te mă înțelegi? Ai ieșit de acolo, ți-a luat. Ah, păi după aia poți să lucrezi. Mulți au făcut asta, bă, mulți, am mulți verișori care au fost. Bun, deci avem 5 minute să mergem la spital, să mă Haide! schimb și să plecăm. Haideți! Hai! Merg, venim după aia la cactus. Cactusul facem după. Du-te mă în față. Ia, Eu sunt în față. du-te. Hai că s-o deschisă tu. Ne auzim? Stați așa, stați așa. 2 secunde, că era aici în gânduri. Puneți-vă centurile, că... Să nu mai Tot... avem antecedente. Bro, bagă girofarurile și du-te. Nu, că abia aici fără girofare cu viteză nu-i problemă. Ne permite, mi-a zis. Dar să nu dai de unul să faci vreun accident și după să-și ceară asigurare. Ei, lasă că dacă am girofare nu afectează cu nimic. Păi, Da, ba că era da, misiune, dacă nu, că era ai... misiune. Dacă ai Păi da, girofarele... doar asta, dar e oricum nu se dă din drum. Păi da, nu se dă din drum, dar dacă e să faci accident, știi? Păi da, nu fac eu accident, că eu știu să evit. Păi, Medic... mai știi? Medicul Zic dator ce așa. salariu ai? Eh, acum și tu. Zi, mă, nebunule, că poate chiar... Bine, hai că zic, dar așa confidențial rămâne între Hai, noi mă, că trei. oricum între noi rămâne. Păi că nu mai știu cât aveam, Între noi 17.000 pe oră. trei. Cât? Oh. 17.000 pe oră. Hai să mă bată tata, că stau Pe lună, pe lună, scuze. Ia, se înțelege, se înțelege. Păi 17.000 eu fac două dubă pentru 17.000, mă. Și Păi eu până acum, fac de când vreo stau cu 3 voi, am ore luat... pentru De când 17.000. sunt cu voi, am luat Ce? deja 3 salarii. Haide. Nu 3 salarii întregi. Se dă salariul Da, odată la da. jumătate de lună. Gen, se dă jumătate din Wow. salariul la jumătate de lună. Hola. La fiecare 2 luni, un exemplu, împlinită, e tot salariul. E prima dată Da. avansul și după aia salariul. Mamă, se dă Și ca bonuri să frumoase și pe alea, ajungi... câștigi? Ca să ajungi medic, Da, ce trebuie da. să faci? Opa, Păi opa, stai, tata, pe, tu tata. ești medic sau cum? Ești asistent sau cum? Medic chirurg. Aia vreau să-l mai întreb acum. Păi și unul care abia Asistenți 9... medical fac undeva la 15.000-14.000 pe oră. Fulu, tot e bine aici, Tata, nu? așa, vin apoi. Așa se Decât... Ce naiba, 2000 diferență? Înspărătura. Că vine imediat. Ui, ești nebun, 15.000? Nu. Ce ăsta e agent, ce-a zis? Că n-am înțeles. E medic chirurg cu Așa. ale cu operații cu de aleși, nu ai grijă Da, ce da, faci, da. că pe iesa din tură ambele ai ceva la tine. A? Ce am la mine? Nu știu, eu știu ceva, în caz de are N-am nimic, medicul eu nebunie. skill. Tu poate să le scot doar din buzunar, dacă e mai fetez pe unul, știi ce zic? Bun, aveți vreo unul dintre voi o mașină cu 4 locuri, că eu numai de 2 locuri, sau mă Da, lați în brațe? unde? Am doar Am motor. eu, am eu. Stați așa, stai că poate mai ai una rapidă, destul de rapidă. Da, pe cam un Bă, BMW 30, la urmă, dar să merg cu BMW-ul la întâlnire. Ford Bronco, ăla care s-a dat de stat. Dacia, da? pula mea. Păi nu știu, să scot, am range, am... E bine, BMW, Hai BMW frate, am... că scot eu Ford-ul ăla și mergem toți. Hai, scoate. Hai. Dacă nu, Eu mergem n-am cu ce Nissan, cu scoate. 2, câte 2. Mamă. Aude aici, Hai, pune uși, acolo pe GPS. țapăne. Aveți că se duce asta, deci pula mea. Am, te-ai dus cu el pe câmp. Ei, n-am ce face, asta e. Uitați Pune-ți acolo, tu nu știu. acolo. Deci eu trebuie să iau, stați așa, să vă zic, că poate băgați voi un preț de la voi. Trebuie să iau minim 160.000 ca să nu ies pe minus cu apartamentul. Deci undeva la 300.000 taxa de eliberare aia. Păi și cât e prețul normal? 360 sau cât ai zis? Normal 640.000 costă apartamentul. 640. De la stat. Și mai trebuie încă 300.000 pe plus, hă? Da, 360.000. da, da. Nu 360.000 pentru că eu îl vând la stat prima dată cu 75% din prețul lui. Și Da. după aia îl iau... El pierde 160.000 când îl dau la Aha, stat. și asta cât trebuie să-ți dea normal Vreo 300.000 ca să ieși pe 300. profit. Ca să ieși pe profit acolo, 160.000. Uite, cred că e asta din față. Păi Asta ridicăm prețul și lăsăm așa puțin, știi ce zic? La 320.000 negociem vreo 20.000. Ce încep cu 400.000 și lăsăm maxim 50.000. Da, asta. Da, asta e Nu, minus. asta e vecinul tău. Da. Black. Am bogat așa. Uite, cred că e asta de aici. Oh, stai că pe dincolo trebuia să intru, Care? pula mea. Da, dai pe... Întoarce. Mamă, cum se aude motorul ăsta, că îmi place mult. Dacă frânele băgam Opa! și...
Stâlpu! Da, plătesc că după aia. Facă după aia. Ai datorii la stat, hă? Mhm. N-ați văzut nimic. E la ofcă, dar am venit dacă întreabă. Hai. Alo, salut! Bună ziua! Bună ziua! Salut, salut băieți, salut! Dumneavoastră sunteți domnul care doriți să cumpărați apartamente da, aici? La... Da, 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 da. Domnii sunt agenți imobiliari sau sunt prietenul ăsta? Agenți imobiliari. Agenți imobiliari. Am înțeles. Doriți să cumpere apartamentul, nu? Păi... Atunci facem în felul următor, deci fii atent. Mă duc să-mi iau niște acte și începem acolo, merg. Păi oricum vreau și să-l văd, adică păi mai am da, 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 văzut da. Apartamente. Adică nu, mergem până dată, hai. Și mergem și vă arăt în cameră. Las că vine, revin eu după aia, haideți, mergem oh, sus. Bine. Domnul, mai vine sau? Vin domnule, stați așa că eram în gânduri un pic, mă gândeam. Ah, bine atunci. Că mai, v-am zis că mai am alte, mai am și alte oferte mm-hmm. și vreau să aleg pe cea mai bună pentru mine. Băi, da. Aici, la inter... La interfon. La care? Cât este? N-am apucat să le zic că... N-a zis... N-a zis la ce interfon? La interfonul numărul 5. 5? Bun. Hai, plecați pe bar. No. Se deschide la ușa. Da, văd că este la un etaj bun, adică... Aveți da. Priveliște? Bun, hai să începem de aici, din stânga mai întâi. Bun, deci... Vă poftim până unde... Aici este studioul. Aici avem un mic office, putem să spunem, avem aici niște... Aici aveți, vă că aveți setup de gaming, pe asta lăsați aici să mă folosesc de el sau... Aici e studioul, folosit, domne. Da. A, deci, a, credeam că e setup de gaming, știți că eu mă joc pe calculator așa. Păi că... da, aici da. Poți să te și joci, adică... Băi, aici e esențial... E esențial de câte mi-a zis clientul meu, ăsta a fost făcut pentru muzică, dacă tu ai acolo o boxă, mai multe boxe. Și în spate, stereo. Da, și na, al laptopul pentru soție, una alta, știi, mai la porn, mai na. Da, eu sunt mai mult cu curve și o boxă portabilă. Da, atenție, nu e. Păi ar trebui să încuieți camera asta, că... Măi, din start, fii atent. Acest birou, peste 5 milioane, cam așa a fost. De unde, domne, de la Mob Expert sau de unde l-ați luat? Păi uite, domne, ce lemn e. Da, e lemn masiv. E din lemn de puță, de crocodil. Dacă ai zis de așa ceva, e doar adus din Africa. N-ai auzit, da? Aud. Nu, zic, n-ai auzit de unde i-a dus. A, scuze, mai zic încă o dată, din puță de crocodil, da. Am înțeles. Aveți și întrerupătoare da? inteligente? A, deci sunt din alea cu Hey Siri, cu... Bun, fii atent, știi cum... Cu taci. Deci fii atent, ca să nu te speriu. Acolo, dacă tu-s pe binoculul ăla, o vezi pe vecina. Aolo. Deci, serios, când am venit aici, când m-am contactat clientul, amândoi a fost nebunioala. Na, dacă vrei un par de whisky. Ia uite și aici. Nu, că-s cu mașina sotoli. Și nu prea mai vreau caziere și de-astea. Nu, că nu e. Ia, uite-te acolo, vezi? Bine, mai vezi niște fabrici, dar... Na, da, acolo... asta e rău aici la zona plața. Știți că încă se modernizează orașul, știi? Și mai vezi păi, un alt, știi? E cum e cu asta. Vezi un altă, dar uite-te acolo ce ai în față. Ocean, da, plajă. Frumos parcul de distracții. Vreți să facă dor, na. Da, mă rog, te poți pune pe canapeaua asta frumoasă. Te uiți la televizorul ăsta mare. Da. Aici avem și o masă pe care puteți juca diferite jocuri cu prietenii dumneavoastră sau cu alții. Da, știu, aici e Monopoly, aici da, se joacă Monopoly, cel mai mult, da. Și Remy. Mai asta are bucătărie. Și asta e Smart TV, asta e de la cum are Dorian Pompa, am văzut la el pe vlog acolo. Da, uite, avem aici și niște cărți pe care puteți le citiți ceva de matematică și chimie, nu mă atins de ele. Eu sunt cioban de la așa. Fii atent atunci, dacă nu te interesează cărțile, avem aici un bonk. Asta m-ar interesa aici, aici mi-ar place. Aici e de vin. Fotoliu de catifea, ia pune mâna pe el. Da, fii atent. Hai să vezi bucătărie acolo.
Ai soție? Pune-te puțin Copii? jos să vezi cât de comod e. Vezi că te ăla din... De papagal, dacă mă înțelegi. Ăla a fost de crocodil, asta din papagal. Din puță de papagal? Da, da. Ai, de-aia scumpă înseamnă. Asta cred că numai asta e 1 milion. De dolari. Na bine, tu vezi poasta ce ai pe aici? Ia uite-te la vaza asta. E adusă din China. A, e de-aia de pe AliExpress de acolo, de pe... Păi da, nici Nostradamus nu prezis globalul ăsta. Ia un par de vin dacă vrei. Rupte de azi din 2013, nu, 2020 mă. Acum intrăm în bucătărie. Păi dacă vrei un suc de... Sau? Da, nu, da, nu, da. Nu frate, că aici e dormitor, ești nebun. Na, mixer, în caz dacă... Bine, eu nu prea sunt cu gătitul, muierea mai mult, știți? Că eu sunt cu banii, cu afacerile, cu astea, știți? Măi, gândește-te în felul următor. Da, în bucătărie, ia uite ce aici am în dreapta. Dacă mă... Doamne, dar laptele ăsta nu se strică, că e cald aici, asta așa. Nu o să strică. Auzi, fii atent cum faci. În caz de, ești, cum ai zis tu, cioban și un alt, da? Bani, să iau aia acolo loc mare, știi? Hai, nu o să mai cioban, adică asta așa mai, cum să zic, eu nu prea cu cărțile, cu cetitul, cu da, ăsta, da, nu prea nu, păi nu, dar cu sexul știu că faci. Până la urmă... Corect, corect, corect. O pui acolo un par de vin. Da, vezi că scârțe. Stai că nu, glumeam. Bă, fii atent. Îmi place să audă vecinii. Vei tu poze de aia, știi, de ta la mine, un exemplu? Eu în altă treabă, așa, pe lângă agent de pază, mă rog, agent, mă înțelegi tu? Sunteți agent de pază? Nu. Lucrez mai multe domenii. Mai vin. Lasă, așa. Păi, frate, că n-ai auzit nimic. Hai, prin casă. Haideți pe aici. Vreți să vorbesc cu domnul inspector Savu să-i zic că nu sunteți la lucru? Hai, mă, fii atent. Glumesc. Acolo e un scaun, așa, știi? Mai multe. Mă rog, mai multe. Depinde ce fumezi. Lumânări în caz de te apucă pe tine și soția așa. Nu, am o cină, n-am făcut-o, dar nu-mi iartă. Tată aviator. Poate tu ne-ai tabloul ăla de pe perete. Poate tu ne-ai invis pe noi la tine. Da, hai, hai jos să vezi. Dar cu cine am onoarea să vorbesc, apropo? Domnul Faraon Mihai, puteți Faraon să întrebați Mihai. Dacă vreți acolo la dumneavoastră. Bine. Fii atât. Aici, încă ți-aș pula ta, Faraone. Ați rupt patul ăsta, ai treabă. Prin asta, nici să fuzi nu poți, că te ia somnul numai când te uiți la el. Păi da, vezi că ai de ăla de aer, numai așa va face, știi? Păi nu, că l-al opresc, că nu-mi place. Păi ăla... Ia uite, zici că, ia uite mocheta asta, zici că sunt preșulețele la mine din Rolls-Royce, așa de moale. Hai, fii atent, merg acolo la firma aia, Life Invader, poți da anunț că... Păi de acolo am dat anunț. Acolo e școala pentru copii, pe viitor, liceu, facultate. Are de toate școala, nu vezi ce mare? Da, e campus, domnule, nu pare că mine, dar lasă că dacă fac copil, stă acilișa la mine. Pune aici pătuță. Casa asta mâncați aș pula ta... Pui 5 familii. Ia aici e toaleta. Mă rog, unde să te schimbi garderoba? Pentru femei. Am un dacă vrea dânsul, se le lasă toate aici, știi? Da, dar văd că domnul nu prea are loc aici de nevasta lui. Că... Băi, acum... Aș mai... El, na, de-aia îl vinde. Dar mai pui și el în bagajele alea de acolo. El de-aia le vinde, știi? Na, aici e jacuzzi. Mă rog. Cât mai e din ea. De asta de duș. Dar că e cam mucegăit așa un pic acolo. Nu, nu e mucegăit. Nu e mucegăit, mă, e... E marmura, așa e modelul marmurii. A, tocmai acolo, unde cade apa, nu? Nu, așa am vrut eu modelul. Pe și acolo unde e la descurgere, de ce e acolo mai sus un pic, de ce e tot aceeași culoare? Tot așa am vrut acolo, ca să fie în jur la scurgere, așa. Că dacă era marmură simplă albă, era urât. Așa puțin, îi dă puțin contrast. Măi, WC-ul e mare, ia acolo 6 părtii igienice. Poți să speli pe dinți dimineața. Poți să faci sex acolo la duș. Ai loc destul. Ideal aveți cu senzor, când te duci acolo numai pornește. Dar din... e centrală sau e cu din astea, cum să vă zic? E cu centrală, nu? Nu, zic, e centrală de asta, cu termostat, adică... Da.
Păi, bază din palme și acolo Dar, ești. rămâne și rămân și bețișoarele astea de ureche aici, nu? Da, Nu, rămân frate, și nu. alea. A, le lua și pe astea, Le înțeleg. luăm, frate, A, nu. să le domne și pe alea. Nu, că își cumpăr mere la, eu știu, Kaufland, da, alea, alea. Nu. No. Acum ai văzut totul. Florile astea de aici, astea nu rămân. Stai, că stai perete. Da, florile puteți să le las, domne, că nu. Aici, domne, cred că e un lift, adică trebuia să fie un lift aici. O să vine, da, o să fie montat, că e relativ nou complexul de apartamente. Da, am înțeles. Te duce asta, cred că, direct la Isus acolo. Direct păi direct suntem până la aproape la ultimele etaje noi. Hai de sus, să luăm acolo un loc. Păi dacă ridic mâna așa, cred că l-ating pe Dumnezeu pe unghia de la picior. Păi da, cu că apartamentele astea chiar că poți, adică. Ia uite-te și aici cum se vede priveliștea. Da, aici, e ia, de vis, muntele. Este de vis. Aici, dacă ai ceva de munte, te-ai dus una, două, nu trebuie să te chinui. Fii prieten să... Știi? No. Ce zici? Da, domnule, apartamentul la ce preț ar fi așa? Bă, asta vorbești cu angajatul meu. Mă rog, cu omul meu. Da, hai să luăm aici un loc. A, că aici e mai mare loc, adică... Stăm aici la măsuță, unde place mie la Monopoly. Eu sunt jucător în raid de Monopoly. Măi, dacă vreți, aduc asta geantă cu totul. Hai, mă. Așa, domnule. Așa. No. Hai, să dăm drum. Vrei ceva un par de cola, eu știu. Cu bere? O întrebare, de ce stați pe jos? Eu? Nu, domnul cred că nu prea. Stați că vă zic eu pe ziar așa cum trebuie să faci. E cam doare capul, a? Cam așa. Vedeți că v-am scris pe ziar acolo cum să... No. Da, ce zici de apartament? Doamne, apartamentul este frumos, îmi place. Eu caut un apartament din ăsta înalt, așa, adică... A, da, am uitat să-ți arăt. Vezi că ai loc unde să-ți depozitezi de toate. Știu, 3000 de kilograme, dacă... Da. Și cabane așa cam ce ar fi, pentru că vă dați seama că eu acum de câteva zile am tot căutat. Știți că vreau să mă mut așa un pic și tot am căutat stânga-dreapta, știți? Și mai am și alte oferte, dar vreau așa să găsesc pe cea mai bună, știți? Păi, cea mai bună, eu zic că asta o să fie. Acum... Păi și ce ai găsit la ce bani ai găsit apartamentul? Deci am mai găsit eu vă zic pe sinceritate, eu sunt băiat sincer și băiat curat. Deci am găsit așa, peste drum de Banca Arcadius, un apartament la fel, exact duplex cu ăsta. Sunt cred că făcute de același constructor. La 750.000, știți? Mm-hmm. Cu totul, cu tot, cu taxe, tot. Ce mare avantaj la apartamentul ăla e că am helipedul exact peste drum acolo la domnul Arcadius, are deasupra un heliped, am eu o vorbă cu el și m-a lăsat să îi împrumut helipedul când am eu nevoie, știți? Mm-hmm. Și de asta m-ar avantaja acolo. A doua ofertă care m-ar avantaja mult ar fi acolo la Eclipse, dacă știți. Acolo pe deal sus. Mai pe deal nu prea. Mie îmi place acolo, e deluxe, etajul 19, am găsit $1,000,000, e chiar de vis pentru mine, adică m-ați înțeles. Adică eu vă dați seama că am o prestanță așa și vreau să găsesc un loc bun. De asta nu vreau să iau apartament la etajul 7 ca toți oamenii, știți? Băi, da, dar cel mai bine e, uite, ai un apartament foarte mare, știi că nu stai noaptea când dormi să piști din pat. Iar cu pelipodul ăla, până la urmă, ai... N-am văzut. Nu, e pe... E Parcadius acolo, vă zic eu. Da. E sus pe bloc, parcă, pe ăsta, pelipet. Sau... Bă, sincer, helipod nu prea m-a interesat. Păi, da. Păi vă dați seama că eu având elicopter mă privește și subiectul ăsta, știți? Da, păi da. Că, de exemplu, eu de aici, ca să iau elicopterul, trebuie să merg jumătate de oraș. Păi și domnule, cu ce vă ocupați de... Trebuie să mergeți cu elicopterul în mare parte? Păi domne, cum să vă zic, mai trebuie să ajung poate repede undeva la o întâlnire sau ceva, știți? Păi da, uitați că suntem aproape cam în centrul orașului așa, relativ. Păi da, dacă trebuie, de exemplu, să mă duc în paletul așa repede, cum mă duc? Cu mașina, vă dați seama, mai păi dau da, din radar, domne, mai dau păi din copoi de la... Vă luați apartament în mijlocul orașului, nu
la Cucuia ta unde faceți 1000 de kilometri pe zi. Da, dar știți că afacerile în orașul nostru, în orașul nostru se fac afaceri și în oraș, și în paletă, și în sandwich. Păi da, dar depinde ce vă interesează, așa vă luați direct apartament acolo. Dacă păi e. Nu mă duc, doamne, să stau în rulotă acolo, păi, păi eu mă duc cu Rosu să stau în rulotă. Păi aia zic. Mai bine te piști pe apă, te rulotă, cumpăr un apartament ăsta mare, eu un oraș cumpăr, să mă... E frumos. Și prețul. Da. Prețul cam la care ar fi ultimul preț, așa, pe care dumneavoastră mi-l puteți oferi. Păi... Pune blondule. În total sau fără... În total, fără în total, cu taxe, cu tot. Păi, ultima ofertă ar fi undeva la... 400 de mii cu... Fără taxe, mă refer. Da. Păi și taxa cât este? Taxa este 640 de mii la stat. Deci ar veni un milion și ceva apartamentul dumneavoastră. Da, da, dar este negociabil acest preț. Ce să mai poate? Da, da, păi știți că pentru zona asta e un pic cam mult, adică mă înțelegeți. Măi, negociați. Da. Să-mi ziceți mie și la ăsta dacă vreau să aduc și eu ele un alta. Martor, că să... Păi ar cam trebui să... Sunteți... Cum? Adică vă place apartamentul în primul rând? Dom'le, apartamentul este bun, adică nu n-am spus nimic din punctul ăsta de vedere. Este îngrijit, îmi place, modern, m-ați înțeles? Mm-hmm. Dar totuși ca preț este un pic cam ridicat. Măi, ții tu un preț. Păi, acum vă cam zic și din punctul meu de vedere că... Decât, adică mă înțelegeți că mai am oferta aceea cu plața cu peste drum de Arcadius la 750. Bine, recunosc, nu mă cac pe mine la etajul 10. E mai jos așa, adică nu e, m-ați înțeles ce vreau să zic. Mai există un preț acolo. Interiorul e la fel, adică m-ați înțeles. La final, la final, bagă-te la final. Văd ca săracul, știți? Văd că ăla care lucrează la Mac. Gândiți-vă că încă două etaje, dacă mai urcăm, să mai urcă prețul cu încă 100 de mii. Așa e tot timpul. Cum așa e la... Cum orci mai sus, cu atâta crește prețul. Cu cât mergi mai jos, cu atâta scade prețul, că nu. Da, da, v-am zis că la banii ăștia, chiar la bani mai puțin, am ofertă în alt loc. Nu e mai bine cotat locul, adică îl vând mai ușor la banii aia. Păi și... Un ultim preț. V-ar conveni 350 de mii? Și taxa, deci ar veni 950 de mii? Sau cam... câte? Un milion? Sau un milion cât ar veni? Cât a spus, domne, că e taxa la... 640 de mii, aproximativ un milion. Aproximativ. Mai puțin. 990 de mii. Da. Zi, domnul meu, care ar fi prețul tău ultim? Dar pe aia să negociem până la urmă. De oricum prețul e negociabil. Domnul meu, oricum, să acum amândoi bine, știi? Negociem cu mare drag, doar că v-am zis că eu nu-l cumpăr acum banii jos, eu îl cumpăr până diseară, vreau să iau o decizie, știți? Bine, îl contactez adică pe blunci și... Eu vreau să, m-ați înțeles, adică eu vreau să mai văd apartamente, că nu vreau să mă grăbesc ca după aceea să-mi pară rău, că eu apartamentul ăsta pe care mi-l iau acum, mi-l iau pentru viitorul, care o fi viitorul, știți? Da, copilul în altă... Da, 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 și nu vreau să mă grăbesc, am mai făcut eu greșeli de astea în viața mea și după aceea mi-a părut rău, știți? Măi, da, pe de-aia am zis că să negociem un preț și atunci cel mai bine dacă te gândești pe deseară, lași un mesaj la om, îi spui, bă, nu, fii atent, nu, am vorbit cu prețul, până alta, rămânem la prețul stabilit, știi? De bani nu este nicio problemă, adică banii sunt în cont, nu, banii se girează, vi dau ori, cum depinde cum doriți, ori cash, ori prin bancă, mie mi-este indiferent. Acum, ca preț, v-am zis că știți cum e, în zilele noastre orice 10 de mie contează sau 100 de mie, știți? Păi da, dar mă gândesc că dacă ai bani să cumperi un apartament de ăsta, ai bani de tot. Păi da, cum? Adică vă dați seama că nu vin aici să cumpăr apartamentul și după aia cer la fel ca strâns banii pentru un apartament și după nu mai ce mâncă. Păi nu e așa. Păi aia zic. Mai sunt și fenomene de astea care au colegi, vedeți că o să amortiți. Vedeți? Încă nu. E ok. Da. Băi, fii atent cum poți să faci. Vorbește preț și un alta.
Bate spalm, mai spre seară, știi, dar nu. Frumos ar fi să lași un mesaj, dacă da sau nu. Ce prost. Vă dați seama că și dacă îl cumpăr, eu tot vă anunț, adică... Da. E așa, e cel mai frumos, știi? Adică nici nu vreau să vă încurc, știți? Păi nu bine. Pentru mine e tot interesat și el să vă aia. Dacă sunt într-un alt. Dar de ce vreți să vindeți, domnule? Aveți nevoie de bani sau cum? Nu prea mai place și această zonă și cum e la sat, nu poți să deții două apartamente odată. Unde vreți să vă mutați? Nu știu, undeva mai prin centru, că lucrez la spital, aș vrea unul pe acolo, pe la alta, o garsonieră din aia sau ceva mai... Mai prin zona aceea, mai prin mijlocul orașului. Înțeles. Mai aproape de fleca centrală. Credeam că vrei și dumneavoastră la Eclipse acolo, că toată lumea vrea. Dar de ce toată lumea vrea acolo? Pentru că e cel mai deluxe. Cel mai... Mai e... Da, tătul forjat din aur. Nu e totul din aur, dar știți care e chestia acolo? Ceea care și uitați, care mai e un avantaj foarte mare la acolo. Că ies din bloc și am garajul fix lângă. Oh, și am din ăla subteran, adică și e aici, la vestul subteran. Știu că am parcat mașina acolo. Mm-hmm. Da. Aia, am zis, știi, oricum te-ai interesat tu prima când ai venit de garaj, tu, nu? Păi da, că până ați venit m-am uitat în zonă. Bine, oricum știam că mai am cât un prieten pe aici, știți care are. E bine atunci. Știu că mai este un medic care vin de aici, dacă nu mă înșel. Da, colegul. Adică nu mai știu dacă îl vinde. Mi-a scris mie Polix odată și... Nu mă știu dacă mie, cred că l-a vândut deja. Nu, l-a vândut, că mi-a dat mesaj Polix de curând. Și, deci, ca să vedeți dânsul, i-am oferit odată 850.000. Deci ca și cum aș fi stat la masă acum cu dumneavoastră, i-am pus banii pe masă, i-am zis: domnule, îți dau 850.000 acum, banii jos. Deci, domnule, îi dădeam banii jos atunci. Și era apartament la etaj mic, la 10 sau nu mai știu. Păi, v-am spus, domnule. Da, la, cât crezi? La 12 sau 15, cât este... Nu, cred că 10. Sau 12, nu mai cred că... Peste drum aici. Nu, aici tot aici are. Păi nu, stați ca să vă zic. I-am zis: domnule, îți dau 850.000 bani în jos acum. El îmi zice, el a zis 900. Eu i-am zis prima oară 800 și i-am zis: domnule, uite, ca să nu fie cu supărare nici ca mine, nici ca tine, 850.000, ai banii, mă duc acum la mașină în jos, îi bag în valiză, sunt legați cu elastice, toți, ți-am adus acum, ți-am pus pe masă. Că Dobdec, zic, băi, de că am ofertă pe el de 900.000, să văd dacă îmi dă băiatul la 900.000 pe el. Și am zis: băi, bosule, tu pentru 50.000 stai să briși să mă pierzi pe mine client, care eu acum ți l-am cumpărat banul jos, și mâine poate vine ăla și zice că nu-ți mai dă 900.000 pe el. Nu ți-l mai cumpără deloc și rămâi cu el. Ei, vreau să vă zic că și în ziua de astăzi, în călare, și nu l-a vândut, că îmi putea să-l vândă cu 850.000 atunci. Păi cu 50.000 de aici, de acolo, dracului, că mergi și faci într-o jumătate de oră, dacă e tot. Păi știu, domne, adică m-ați înțeles ce vreau să zic. 50.000 dă un... Și acum, cred că își dă, că mi-a dat acum mesaj Polix, că am băgat acolo, nu-s Polix, și mi-a dat că vrei să cumperi apartamentul. Și am zis că nu mai cumpăr, pe ce fac acum? Eu am vrut să-l cumpăr, știți, și el mi-a dat așa, că îți zic mâine. Păi stai, domne, dacă vreau să ți-l cumpăr acum, ori vinzi, ori nu mai vinzi. Păi da. Nu știu. De cât timp cauți apartament? Domne, am căutat o perioadă, știți ce vreau să zic, după care am avut alte investiții. Mi-am luat o perelată de aia mare, mi-am luat un cap tractor la 1.000.000, știți? Și am stat cu gagica la acea acasă, care ia o casă pe aici, mai pe zonă, știi? Deci n-ai un loc unde stai tu, nu? Adică unde ai... Păi nu, că cum să vă zic eu, că eu sunt ăsta migrator, adică azi umblu cu o femeie pe Tinder, mă duc pe la ea, m-ați înțeles, adică... Am înțeles. Eu mai mult prin cluburi, adică știți cum sunt, eu noaptea sunt treaz, ziua dorm, adică... Și e de când vrei să prinzi anul nou în apartament sau tot așa? Păi nu, tot în apartament, domne, păi v-am zis că eu acum, deci până diseară, cumpăr apartament. Am banul gros, adică am bănuțul, nu stau acum să vă zic că trebuie să muncesc alea. E, păi e problema ta, ce faci, stai seama. Bănuțul e în buzunar, dar vreau să cumpăr ceva, știți că v-am zis, nu mai vreau să mai stau să mai caut peste o lună alt apartament. Cumpăr unul și bun, domne, să mă țin. Păi da. Nu să cad pe-n pod de așa. Normal, un apartament se schimbă data la 15 ani, dacă chiar vrei să schimbi ceva. Mai ales că ăsta e recent făcut, niciun an nu cred că are. Deci sigur nu.
Aveți pe spatele tău, ca să vedeți, să vedeți ce noroc au în viață, deci să vedeți. Știți că acum primarul a... Frații i-a izgonit pe ăștia, din, le-a scos contractele, a rupt contractele ăștia care aveau apartamente și plecaseră pe-n Banat, nu prea mai veneau pe-n oraș și erau plecați pe-n alte orașe, știți? Și să vedeți, deci un prieten de-al meu, că s-a dus, deci știți că la garaje poți să scoți mașina după 30 de secunde, înțelegeți? Da. Da. Așa, și eu cu un prieten am zis că mergem acolo, la, acolo, la, ziceți, sus, la Eclipse, să căutăm un apartament. Deci a ajuns mai repede ca mine cu jumătate de minut. Și a prins apartament, domne, la 600 de mii acolo. Ta, să nebunesc când am auzit. Da, am, da, tot da. Așa, am un coleg care a prins acolo, Mirror, a prins casă. S-a bătut cu vreo, 5 persoane pe casa aia. Mamă, și cu cât a luat-o, dă? Cred că a dat pe ea... 1 milion, cred că a dat pe ea, de la stat. Uleliu, și-o vinde cu 5. Cam, da, pe acolo. Hai, nașpa, la un moment dat plătești la asta mai mult decât pe casă, ca să-ți recuperezi. Și gândește-te, domne, acum că în zona asta se mai construiește. Să devine din ce în ce mai populat. Deci... Da. Nu. O să fie și ca o investiție pe viitor, adică o să puteți să scoateți mai mult. O să se facă și blocurile astea de lângă. Da, probabil, nu... Da. Na, o să se extindă zona. Bine. O să fie mai mulți care o să caute loc. Sigur. Am înțeles. Păi și deci un ultim preț așa pe care... Păi zic tu că e băiatul ziceați zis. Că sunteți agent de pază sau dumneavoastră care ziceați că sunteți? El a zis că e ceva... Eu, da, da, da. E coleg cu mine, imobiliar așa. Am înțeles. Păi și cum mai e, domne, la agent de pază, ca așa o paranteză? Nu, nu, oricum. Mi-am încurcat o limba, știi? Dacă mă înțelegi. A, vă pare rău că v-ați dus acum. Nu sunt. E imobiliar, nu. Stai, domne, liniștit, că nu vorbesc cu nimeni, n-am nicio treabă. E, stai, cam că nu -s. N-am fost și eu agent de pază, știu și eu mersurile. Păi m-am încurcat, n-ai văzut că odată am zis un alt dat. Am avut emoții, îți dai domne, seama nu că... vă zic, domne, la nimeni, stați liniștit, nu cu GoPro pe mine, n-am nicio treabă, că știu că am fost și agent de pază și știu cum era când plecam de la muncă. Stai, mă, calm, că... Deci știți că acolo la agent de pază trebuie să stați 2 săptămâni, știți cum e? Sigur. Gândiți-vă că eu, în a doua săptămână n-am văzut penitenciarul. Nu știam ce e ăla. Păi, pe vremea mea, ca să vă zic așa cum se proceda, știți că putea să când faceți era 5.000, petrol. Când era 5.000 tuba. Nu. Mai înainte. Nu. Deci aha. Să vă zic. Deci știți că acum primarul a băgat la petrol acum contract, știți? Da. Dar înainte nu făceai petrol cu contract, îți trebuia atestatura și licența și doar făceai, adică rafinai pe răspunderea ta, știți? Păi să vă zic, domne, că nu eu, că eu nu vreau să zic că eu, că după aia s-au discuții pe la băieții de sus, în poliție și am avut relații frumoase cu ei. Dar un băiat așa care semăna cu mine, rupea petrol. E bine, mă. Mai primești salariul de la polițist, mai primești de la petrol, mai... Păi, domne, să fim serioși acum. Am o groază de mașini. Păi numai să bag benzină, domne, să fac revizia la mașinile mele. Păi ce să fac, domne, cu 6.000 la lună? Tot să ajunge. Deși dumneavoastră când îmi plin la mașină e $2000. Na bine. Ce dracu să fac cu 6.000, domne? Că cu 6.000 muream de foame, mă întindeau câinii. Depinde unde te duci până la urmă, că poți să mergi în grup acolo, că acolo e mai ieftin. Are doamna directoare generală, are aici lângă fleca centrală, are preț de 13 lei pe litru. Și mai are și în grup, puțin mai sus, nu cea fix din grup. Ai văzut? Da, o știu pe doamna dumneavoastră de acolo, de la spital, nu? Doamna Sabrina Navarro. Da. Uite, am mai schimbat și o vorbă, două. Păi da, hai că începe să ne cunoaște. Da, tot, eu mai cunosc așa lume pe oraș, adică m-ați înțeles, nu știu orice harcea parcea, înțelegeți? Băi, o pe ziar acolo și-a scris unul pe care cred că-l cunosc. În fine, o lăsăm așa. Mă notați că eu nu înțeleg ce zice pe ziar băiatul ăla. Nu, dar cred că-l cunosc pe băiatul ăla. Eu nu mai primesc ziare de ceva timp. Nu văd. Da, domne, să știți că poliție, sunt foarte supărat pe poliția actuală, să știți. Băi, să știi că am fost înainte la fleca centrală
Așa să te gândești că a venit unul. Mamă, cum a început el, știi, cu una, cu alta. Una doamnă a chemat Îngerul, mă. Dar s-a rugat cu aia. Deci, Întreabă-l pe domne, ăsta. deci pe Nu, vremea mea pe... când eram Da, eu domnul. în poliție, domne, deci să vă zic eu, dacă puteam să las pe cineva cu un avertisment, eu lăsam, domne. Eu am dat amenzi cât am fost polițist, am dat amenzi doar de forță majoră în care chiar nu puteam să nu-i dau sau avea cazier sau mă înțelegeți. Dacă îl opream pe unul cu 130 în oraș și îi ziceam, domne, circulați cu grijă, îi dădeam un avertisment scris sau verbal și lăsam, domne, în pace, că dacă îmi veneau mie banii de pe amendă, domne, în buzunar, mai ziceam. Păi Da, aia e. domne, dacă îmi veneau banii în buzunar, păi dădeam la amenzi, mâncați, ai stătea în coradă toată ziua, cred că 24 din 24 Păi stăteam. da. Și opream numai pe aia, cu mașini de clasa A plus. Anii nu-ți vin, mă, că vin la tolul la state, ești nebun? Păi vine la stat acolo și mie îmi dădea salariul, domne, ca și cadet, îmi dădea 4250 la lună, la jumătate de lună, Da. domne. Îmi dădea 8500 la lună. Păi ce salariu era ăla, domne? Hai, Bătea ce. joc de mine. Păi și știți cum e, că o să vedeți dumneavoastră. O să vedeți că acum la poliție, deci acum la agent de pază e frumos că sunteți la serviciu, că nu sunteți, tot 3500 primiți sau 3000, nu mai știu cât v-a făcut acum. Bă, nu știu. Că ți-am Așa. zis că eu nu sunt. Și da, faza e că la poliție, dacă ești acolo cadru, dacă nu ești la serviciu, primeai doar 1250 sau ceva de genul salariul de bază și ca să ajungi la 4000 și ceva, trebuia să fii la serviciu în uniformă, înțelegeți? Ca să primești sporurile. Da. Cam așa ceva, dar na. Păi, tot ca Mă tot. mai văd? Da. Da, l-ascuz. Băi, fii atent, până revine asta înapoi. 350, mă. O lăsăm Bro. așa. O lăsăm la 900 de mii, zice, 900. Medicul, 900, dar nu știu că vrea 900, 850, parcă văd că o să accepte. Nu vezi că tot o dădea cu 600, cu știi? La partă... Mă auziți? Mă auziți? Ah, oh, fuck. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like și subscribe. Ne-am dat așa. Un pic cam nebuni și a plecat serverul între timp. Deci dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de butonul de like și subscribe. Am fost I'm happy și ne întâlnim data viitoare. Ceau, ceau, zi frumoasă aveți.